saibam de novo. De ce v-ați hotărât să hrăniți porumbei într-o zi de duminică? Nu neapărat în ziua de duminică, dar mi-a rămas multă pâine, așa e România. De Revelion luăm pâine de parcă s-ar termina lumea, nu s-o termina lumea și nu se va termina. A rămas cu o plasă plină și m-am hotărât să vin să le dau, să mânce și ei. Pentru că, practic, sunt un simbol, nu chiar, cumva, pot să putem spune chiar un simbol al orașului. Al acestei pietre. Se făcea asta și mai de mult, da, lumea copilăriei? Eu, de când mă știu, piața asta era, se spunea, haide să venim la porumbei, hai să mergem la porumbei, mic copil, da. Ce recomandări aveți pentru cei care încă n-au venit? Când pot să facă? Că o felie de pâine luată în plasă sau chiar în geantă și aruncată din când în când, cred că n-ar fi chiar așa un lucru extrem de greu. Ei, hrăniți de mult aici în piața Vremeancă? Eu stau din 1980 stau aici. Căci nu e rar să treacă două zile să-mi educ ceva. Credeți că ar trebui să vină mai mulți arădeni să-i hrănească? Nu îi musai să vină, dar oamenii care au suflet pentru vietățile astea, că ei s-au născut specia asta înaintea omului, înaintea de specie, după teoria lui Darwin. Înaintea omului există pe lume. Și din cauza lor existăm și noi. Ce zic?